În concurs NASA, tinerii au uimit juriul Statelor Unite ale Americii cu proiectul lor O seră de soia, atenție, pe Marte. Așa ceva mai rar. Premiera se va face la Los Angeles în luna mai, iar pentru deplasare elevii au nevoie de aproape 20.000 de euro. Echipa formată din 6 elevi de clasa 7-a de la Liceul Traian din Constanța a lucrat timp de 3 luni la proiectul NASA. Elevii s-au documentat și au muncit mult, iar în cele din urmă totul a dat roade. Ne-am gândit că participarea la acest proiect ne-ar ajuta să arătăm ce știm, în timp ce lucrăm în echipă și ne arătăm cunoștințele legate de matematică, biologie, chimie și fizică. Proiectul s-a bazat pe cercetarea și stabilirea infrastructurii necesare pentru a produce alimente cu o nutriție adecvată, care ajută la protejarea astronauților în spațiu. Astfel, elevii au creat o seră de legume cu o infrastructură bine aleasă. Ne-am gândit ca pereții acestea să fie făcuți din wolfram, care este un metal destul de dur și are un punct de topire destul de înalt. Ce dimensiune are sera asta? 300 de metri pătrați are, iar ea se află undeva la mijlocul planetei. Iar alegerea legumei nu a fost deloc întâmplătoare. Din toate cele mii de fructe și legume care există, am ales soia, pentru că există foarte multe moduri de a mânca soia, este foarte sănătoasă, are foarte multe proteine și este foarte sățioasă. Cât timp durează să crească această producție și câte persoane pot fi hrănite? Crește în aproximativ 6 spre 7 săptămâni și putem hrăni 2000 de persoane. Echipa împreună cu profesorul coordonator trebuie să ajungă la sfârșitul lunii mai în Los Angeles la conferința NASA. O să mergem la conferință în LA și după aceea o să îl întâlnim și pe capitanul Kirk din Star Trek. Câte zile veți sta acum? 10 zile. Sunt foarte nerăbdătoare, sunt foarte mândră, având în vedere că din 224 de lucrări admise, mai mult de jumătate nu sunt admise, deoarece aceștia au un program foarte, foarte selectiv de plagiatură și proiectul nostru a ieșit aproape 100% original. Elevii de școală gimnazială și liceală sunt provocați să dea frâu liber imaginației și în baza ceea ce învață la școală să creeze aceste proiecte. Iar pentru a ajunge în Los Angeles, elevii au nevoie acum de aproximativ 20.000 de euro. Un șofer. Afli oriunde-i fi în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.